Salut! Sunt Roberto și de fapt azi vorbim despre vulpe. Îți voi povesti cum vânează vulpea pe timp de iarnă. De fapt, vulpea este un animal foarte simpatic, foarte agil și inteligent, de dimensiune mică. Deși toată lumea crede că vulpea este rușcată de facto. Vulpile au mai multe culori, de la roșcat până la alb și cenușiu. Vulpea are o serie de abilități atunci când vine vorba de vânătoare, dar despre asta aflați mai multe din materialul următor. Vulpea. Acest animal inteligent dispune de o serie de abilități. Zăpada adâncă și albă acoperă dealurile din Dakota, iar sub acea pătură, șoarecii de câmp își fac veacul. Șansele de a prinde ceva par a fi foarte mici. Dar nu și pentru vulpe. Face un salt enorm și prinde un șoarece la un metru adâncime. Dar oare cum a făcut-o? Se pare că a simțit ceva. Are nevoie de o concentrare maximă și de o liniște completă. Urechile sale pot surprinde și cel mai mic zgomot de sub zăpadă. Dar e un șireclic. Aproape de fiecare dată pleacă cu mâna goală. Asta dacă nu se îndreaptă spre nord. Dar oare cum este posibil? La fel de incredibil precum sună, oamenii de știință sunt de părere că vulpea localizează șoarecii datorită câmpului magnetic al planetei și astfel reușește să-și calculeze traiectoria. Cam aceeași matematică folosită de rachete pentru a-și lovi ținta. Cea mai mică distragere a atenției și vulpea dă greș. Dar dacă este îndreptată spre nord, masa este garantată.